E seara, vineri seara și nu-i timp de teologie. Mintea omului este obosită. Și aș vrea să vă povestesc tot o istorie din conservator. În aceeași formație cu noi era un băiat, cel mai bun prieten al meu, Dorel Pașcu. Istoria lui s-a integrat în viața mea într-un mod cu totul special. Ne-am întâlnit în anul întâi de conservator. El cu 2 ani mai mare ca mine, iar eu cu 2 ani mai mic decât toți colegii mei. Asta pentru că tatăl meu a vrut să facă bravadă cu fiii săi și ne-a chinuit. M-a dat cu 1 an mai repede la școală decât toți și până m-a sedit să fac 2 ani de liceu într-unul. Și asta, sigur, nu poate fi decât un chin pentru copil și o grozăvie pentru tata. Aveam 17 ani, alții erau însurați, măritați la conservator și aveam un pișpirica. Iar acest Dorel Pașcu, pentru că am avut același profesor o vreme înainte de conservator, s-a legat de mine. El era un tip puternic. Orfan de mamă, a crescut de mic în internate. A învățat să se bată cu aia mai mari ca el, ca să-l respecte. În clasa 12 era membru de partid, singurul licean membru de partid din capitală. Nu știu dacă înțelegeți. Eu fusesem educat, știu eu, într-o altă disciplină, mai fină, nu brutal. Și cumva forța lui cu finețea moștenită de la părinți a creat o combinație interesantă. I-a plăcut de mine, mie, eu depindeam de unul puternic, eram mult mai mic. Și s-a dezvoltat o prietenie la cataramă. N-aveam secrete. În anul 5, în luna octombrie, am primit o scrisoare în care îmi spunea de simțământul goliciunii vieții acesteia. Era un băiat puternic, fetele se țineau după el, n-avea treabă de fete, nu. Avea probleme existențiale, de ce există, care-i sensul. Și scrisoarea îmi spunea că dacă vreau să-l iau, îl găsesc spânzurat de un pom, în pădurea Pasărea, după ce trec de calea ferată a doua aleie. Tata a reușit să mobilizeze un echipaj de miliție și împreună am pornit noaptea aceea să-l luăm din pom. Nu l-am găsit. Ulterior am aflat că s-a rupt firul după ce a murit, adică după ce și-a pierdut cunoștința. Firul s-a rupt, era un nylon gros, s-a trezit jos. Pâși, corbi în jur sau ciori. Au venit să-l pape. S-a sculat și a mers pe jos spre capitală. Miliția alertată l-a găsit repede, i-a luat interviu, ce e, să nu fie un caz penal. Și tatăl meu, care și el a fost orfan, de 2 părinți, tatăl meu la 11 ani nu mai a avut nici mamă, nici tată. L-a luat la el acasă, la noi acasă. Și am avut timp 2 luni de zile să stăm împreună, să dormim pe același recamier, cum era pe vremuri, un divan mare. Și am întrebat de Dorele, de ce ai făcut asta? Și el mi-a zis, refuz să trăiesc viața ca o frunză pe apă, fără sens. Muzica are darul să atingă corzi profunde și să înfigă cuțitul în lipsa de sens al vieții, în absurdul vieții.
Dumnezeu a făcut ca tot în anul 5, de fapt din anul 4 spre 5, să descoper Biblia, să mă îndrăgostesc de Hristosul Evangheliei. Și atunci, acopere camier, am început să citim împreună Biblia. Vă spun, a fost o dragoste la prima vedere. S-a îndrăgostit și Dorel de Iisus. I-a făcut rost de un nou testament, citeam împreună. Lui plăcea cel mai mult epistola lui Iacov. Particularitate. Am terminat anul 5 și amândoi am fost chemați să slujim ca asistenți universitari la Catedra de Muzică de Cameră. Descoperiserăm sabatul. Descoperisem adventismul. Eu aveam deja o relație. Am fost la biserică. Vara aceea de anul 5 am petrecut-o la el, pe dealul Lenăsăudului. Și mi-amintesc că studiam împreună Hristos, Lumina Lumii. Și plăcea. Apoi amândoi în conservator, trei ani am predat. Eu începusem, mă hotărâsem pentru sabat. Dorere, tu ce faci? Și el mi-a zis că credința e să o ții în inimă, nu să o manifesti. Era un mod de a spune că nu pot merge deschis. Și la urma urmei, sabatul e o chestiune emoțională, spirituală, care nu are de a face cu rostul vieții. Automat, drumurile noastre s-au despărțit. După trei ani am fost dat afară din conservator pentru credință, mă botezasem și am pierdut orice legătură cu muzica instituțională. În anul 2002, pentru că aici am vrut să ajung, dar avem nevoie de context, în anul 2002, Dumnezeu m-a chemat să țin un serial, Galileanul. Și m-am gândit că este o ocazie foarte bună ca să se cupleze din nou relația cu Dorel. Am găsit telefonul lui. Ce faci, Lucian? N-am mai vorbit de atunci. Deci din 1971, când am încheiat studiile la conservator, până în 2002, 31 de ani. Ce faci? Soția lui, Mihaela Rădulescu, murise de cancer de mai mult timp. El între timp devenise prorector, dacă nu mă înșel, profesor universitar plin, cu doctorat, dirijor secund la corul Madrigal. Marin Constantin și el era cel care făcea baza, repetițiile. Deci, o somitate. Probabil că avea și alte merite care au fost oficializate. Și am spus, Dorele, vrei să vii tu? Uite, am un program, se transmite în țări străine, în șase limbi traducere instantanee. Și în Israel s-a tradus, în ivrit. Nu vrei să cânți? Un moment. Și el, în loc să vină, a trimis patru studenți și au cântat. Nu s-a întâlnit cu mine. După aceea am trimis cartea Galileanul și am avut o discuție ultima la telefon. Nu știu dacă s-a uitat sau nu. Cert este la Galileanul, probabil că nu, cert este că la un moment dat Dorel, care ajunsese pe culmile distincțiilor academice, mi-a spus următoarele cuvinte. Lucian, tu nu ți-ai irosit viața.
De fapt, știți ce spunea? De fapt, știți ce spunea? Că el și-a irosit-o. Acesta este cadrul pentru ca să vă citesc un text. Pentru ce trăiești? Am avut nu puține servicii de înmormântare. Sunt 45 de ani de pastorație. Și am tot avut. Și să vezi îngrozitoarea, disperare, urlete. Dar nu înțeleg de ce. Dar oamenii nu știau că mor. Dar trăim, parcă am trăit veșnic. Parcă n-ar fi niciodată o zi de încheiere. Parcă viața ar fi pentru noi. Suntem una cu zeii, trăim nemurirea. Și toată, a murit? Nu se poate. Cum a murit? A murit, dar nu știe că mor. Și aici este surpriza, șocul. Pentru ce trăiești? Îmi amintesc de un text pe care Dumnezeu spune unui sfânt al lui, unui proroc, Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? E, ce faci tu, Ioane, Maria, Lucian? Ce faci? Pentru ce trăiești? Că așa fiecare zi are frumusețea lui, are provocările lui, provocări, dar toate de subsol, nu cele care rămân. Și după ce trăiești o viață întreagă și trăiești toate luminile scenei și succesul subsolului, constați că după aia este ceva și că tu ți-ai irosit viața. Aș vrea să vă citesc un pasaj din Evanghelie. Este marele pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Nu știu, noi avem o problemă mare când deschidem Evangheliile. Suntem atât de familiarizați cu ele că nu ne mai spune nimic. Noi le-am citit ca în copilărie, le-am luat ca metafore, ni se pare că totul e normal, că se succede în așa trebuia să fie cum scrie, dar nu ne șocăm, nu ne mirăm. Adică pentru noi actul revelației sau a descoperirii a încetat să mai fie. Odată ce am citit de mult în copilărie, da, nu mai are nimic nou. Înainte de a citi pasajul, gândiți-vă că Iisus Mântuitorul a lăsat cerul. Noi nu ne imaginăm. Dacă vreți, ca să vă dau un reper, ce ați spune dacă dumneavoastră ați alege să vă faceți carcalac, gândac de gunoi, care fuge prin bucătărie. Carcalac. Știți? Care trece prin gunoaie, prin mizerie. V-ați face voi ca să salvați neamul carcalacilor. Și că comparația e slabă, pentru că eu sunt creatură, el e creatură, eu trăiesc în mizerie, nu? Și el trece tot în mizerie. Dar să fie Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din veșnicie, divin, care este, cum să spun eu, nu alergic, e mai grav, de nesuportat pentru el păcatul, să vină să devină păcat pentru noi. Și iată că Iisus a venit, a stat 33 de ani și acum spune voi, noi, voi continuați. Ce? Ce să continuăm? Apropo, ce să continuăm? Să credem în El, nu? Era o statuie în Reims, Franța, vestită. Ilustrația nu este nouă, e destul de cunoscută, poate o știți sau nu. Dar în timpul celui de-al doilea război mondial, deci statuia l-a arătat pe Hristos cu mâna întinsă. Era un Hrist de, mă rog, supradimensionat, cu brațele întinse în fața catedralei și undeva sau a unei biserici. A fost un bombardament și
Bomba nu a dărâmat statuia, dar i-a luat mâinile. Pentru că erau fragile, mă rog, a rămas doar trupul și capul. Și au spus, ce facem acum, că nu putem să reconstituim? Și am hotărât la data aceea să nu mai pună mâini, să scrie de desubt. Ce? Voi sunteți mâinile mele. Ce să facem? Pentru ce sunt eu creștin? Vă spun, creștinismul a fost capturat de diavolul. Și am curajul să spun că modelul creștin capturat de diavolul ne-a contaminat și pe noi. Iar noi credem că creștinismul este să crești tu în viața ta, în sufletul tău, să vii la adunare o dată pe săptămână, să mai citești Scriptura și mai dai un ban. Asta e cam tot. Dar noi nu pentru asta existăm. Și o să mă întreb, bine, dar pentru ce existăm? Să mergem misionar în Maroc? Sau în Patagonia? Nu. Eu nu cred că doar în zonele îndepărtate, negre, întunecate, există oameni care n-au auzit de Evanghelie. Eu cred că aici sunt atâția. Sunt 20.000 de români în Irlanda. Cât? Am aflat astăzi informația. 20.000 de oameni care trăiesc și ei în subterană bucurile și sclipirile nopții, ca altceva n-au și nu cred că mor. Dar pentru ce trăim noi? Vreau să vă mărturisesc că am multă treabă, nu sunt deloc pensionar. Asta pentru că Dumnezeu ne-a chemat să slujim. Și am venit pentru un scop, nu să vă văd. Asta e pe deasupra bucuria. În mod sincer mă bucur. Dar nu pentru asta am venit, pentru că am atâtea treabă. Și ca să vă pun chinuitoarea întrebare, care să dea Dumnezeu să nu vă dea pace. Ce faci tu aici, Ilie? Pentru că nu ne justificăm înaintea cerului, doar crezând noi. Știți că cel care doar crede el pentru sine e un mare egoist. Și egoiștii nu intră în cer. Dacă tu crezi pentru tine ca tu să fii salvat, nu o să fii salvat. Pe cum? Da, pentru că scopul pentru care Dumnezeu a întemeiat biserica nu e ca să stăm în ea. Deci că mergeți și, așa spune Hristos, nu? Veniți, stați aici, sabat de sabat, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia. Asta e chemarea noastră. Sunt de acord că acum nu mai este epoca secolului XIX, când oamenii pe stradă puteau vorbi, se aduna lumea. Acum, atunci nu era nici televizor, nici cinema, nici radio, era doar ziarul. Dar nu era un mesaj viu. Astăzi oamenii au de toate. Nu mai merge metoda aia. Dar sunt metode. Pentru ca fiecare om, chiar o bucătăreasă, fără prea multă carte, să devină o mare misionar. Poate mâine vorbim mai mult despre metode. Eu am venit aici cu un scop. Și nu e al meu scopul, e al Domnului. Și am să vă citesc pasajul. Aveți Biblia la dumneavoastră? Îmi pare bine dacă aveți cartea, nu telefonul. Telefonul e foarte util, vă spun, foarte util. În tramvai. Acasă nu studiezi Biblia pe telefon, corect? Am cartea. Pentru că atunci când vezi un lucru, ți-ai însemnat locul. Noi suntem ființe materiale și gândim topografic, dacă vreți. Știm unde este textul cu tare și devine cartea ta. Așa ecranul fuge, scroll, scroll, scroll și acolo și sport și vremea și politică și prostii, cancan de toate. Și e și Biblia. Nu. Bun. Scuzați-mă, nu fac proces nimănui, nici nu mă uit cine are sau nu, vreau doar ca să știți că este bine. Păi eu știu, când am venit în biserică, toți aveau Biblia și cartea de cântări la ei. Noi avem cântarea pe perete acum. Da. Nu e rău, dar e nu pentru noi, e pentru oaspeți care nu au cărți. Scuzați-mă, mă iertați? Dați-mi un vot de iertare, vă rog. Vă mulțumesc. Așa,
Evanghelia după Ioan, capitolul 15, vorbește Iisus. Vrei, fratele meu, să citești rar, tu ai Biblia, dar rar, nu repede, te rog. De la unul. Și te voi opri din când în când. Mulțumesc. Ia loc puțin. Dragii mei, aici se vorbește despre o continuitate. Voi sunteți mâinile mele. Adică din trup ies mâini. Adică din vână, din vâna de viță, ies mlădițele. Eu nu pot rodi, că sunt în cer, zice Hristos. Eu vă dau sevă, vă dau viața. Iar voi trebuie să faceți ceva. Ce? Mi se pare că titlul temei de azi era o parabolă cu trei destine. Așa e? Trei destine sunt în acest fragment. Și am început, deci în versetul 2 am găsit două destine. Pe orice mlădiță care este în mine, cazul negativ, n-aduce roadă. El o taie. Pe orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, o curățește, auleu, cuțit aici, cuțit încoace. V-ați gândit? Cum o curățește el? Cu săpun, cu perie? Cum se curăță vița, dragii mei? Același cuțit care taie pe la nefroditor, mă doare, dar e util. Și toate încercările vieții noastre și loviturile pe care le primim, toate sunt har de la Dumnezeu. Spunea cineva, vreau să sărut mâna celui care mă lovește. Cu adevărat, toate loviturile ne apropie de Hristos, chiar dacă nu înțelegem noi acum, că sunt nebunii. Auziți? Și de ce o curățește? Ca să aducă și mai multă roadă. Apropo, din capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul, pasajul acesta, conține două, mulțumesc pentru liniște, mulțumesc frumos, conține două cuvinte cheie, care se repetă. Știți care sunt cele două cuvinte? Ajutați-mă! A rămâne! Și? Rod sau roadă. Sunt cele două cuvinte. Roada se repetă de 10 ori, e formidabil, și rămânerea de 13 ori. Pentru că cheia rodului, cheia rodirii este rămânerea. Foarte interesant. În versetul 2 spune mlădița care e în mine și n-aduce roadă, adică rămâne în el, dar n-aduce roadă, nu înțeleg. S-ar putea să existe o rămânere formală, o rămânere, știu eu, egoistă. Eu rămân în tine ca să mă mântui. Dar nu e o rămânere, nu este viața lui, cea care pulsează și care aduce rod. E o rămânere, v-am spus, cu agendă personală. Apropo, s-au făcut sondaje, 81% în Marea Britanie, din cei care vin la biserică, vin ca să fie mântuiți. Cum vi se pare? De ce vii, dragă, la biserică? Ca să fiu mântuit. Deci ești egoiști. Știți că care egoist ar vrea să moară? Niciunul. Care egoist să ardă în foc? Nu. Care egoist n-ar vrea viața veșnică? Sau străzi de aur? Auzi, aur. Vreau și eu străzi de aur. Mă botez și eu pentru să am străzi de aur.
Deci vă dați seama că orice egoist vrea binele, nu să crape. Și atunci, automat, biserica poate să se umple de egoiști, care nu se gândesc la altcineva sau la altceva, ci se gândesc la propriul lor destin. Și acum spune așa, deci cuvântul rămânere de 13 ori, dar este o alt fel de rămânere, o rămânere productivă, autentică. Nu știu dacă știți, există flori care n-aduc rod. Îmi dați un exemplu? Flori care niciodată nu produc rod. Liliacul. Liliacul nu are semânță. Floarea liliacului, parfum, spune un stupar, Neneașel, Mihael, spunea, nici albinele nu merg la liliac, deși are un parfum foarte plăcut. Albinele nu bâzâie în jurul liliacului. Parcă știu că acolo este sec. Sunt flori seci. Bun. Blădița care e în mine și n-aduce roadă. Un destin. Tăiat! Blădița care este în mine și aduce roadă, al doilea destin. Curățat, dar aduce mai multă roadă. Și versetul 6, dacă vrei să-l citești, frate, tare și rar. O, și mai este a treia categorie, deci, a treilea destin, mlădița care nu rămâne în mine, e tăiată, se usucă, și împreună cu mlădița care a fost în el și n-a dus rod, plus mlădița care n-a rămas în Hristos, sunt aruncate în foc. Trei destine clare. Eu sunt în biserică și mă bucur că am rămas în el, dar întrebarea este, ai rod? Și întrebarea mea, în ce constă rodul? Mâine o să dezvoltăm subiectul. Aș vrea să vă povestesc o istorie. În 1953, 52, 53, în războiul Coreei, în mitul războiul uitat, pentru că războiul Coreei a fost întunecat de războiul din Vietnam, dar războiul Coreei a fost război cu morți, mulți. Am citit puțin istoria acestui război când China a vrut comunismul să se întindă în Coreea și ONU a strâns trupele, ONU, nu America, să lupte împotriva expansiunii comunismului. Și acolo s-au implicat, mai întâi au dat arme, apoi au venit chinezii, au venit și rușii cu generalii, cu tacticienii. Și acolo au fost când au câștigat unii, când ceilalți, până când s-a stabilit linia, mi se pare, pare la 45, o linie, dacă nu greșesc, unde, care separă Coreea de Sud, capitala de Coreea de Nord. A fost practic un eșec al ONU. Și în timpul acestui război era un tânăr încorporat, îl chema Charles Feeney. F-E-N-E-Y. Feeney. Și acest Chuck Feeney, băiat deștept, a fost aviator o vreme, el împreună cu un prieten a constatat că soldații se bucură de tot felul de items, de, știu eu, nimicuri și produse care nu erau date la popot, adică la cazan. Și a deschis băcănie sau, nu, tarabă, shop. Și a constatat că treaba merge foarte bine și ies bani mulți. Și măcar că și-a încheiat runda lui cât trebuia să slujească în armată termenul, el a zis, continui mai departe. Și el a înființat cu prietenul său, se cheamă Duty Free Shop. Îl cheamă Chuck, C-H-U-C-H, Chuck Feeney.
Și acest Chuck Finney, curând, în 60 și ceva, și-a lansat afacerea pe scară mare și toată lumea are duty free-ul în aeroporturi. Treaba lui. Și omul a devenit, nu milionar, miliardar. El era listat în revista Forbes cu 8 miliarde de dolari. În 2008, cei care au publicat statisticile și, mă rog, au relații cu băncile, au rămas uluiți. Chuck Finney era falimentat. Nu mai avea nici un miliard, nu mai avea nici 100 de milioane, avea un milion rămas pe buzunar. Dar unde-s banii? Zic, nu mai sunt. De ce ai făcut tu? Ai jucat la ruletă? Nu. I-a dat. E incredibil că acest om, începând din 1996, nu, din 83, am greșit, din 83, a început să dea. Să dea. Și spune, când găsea o cauză, o universitate, un spital, o țară, o molimă, dădea bani. Și nu se făcea cunoscut, încât ăștia, în 2000, credeau că are 8 miliarde și nu mai avea nimic. A trecut în rulotă, n-are casă, n-are proprietate, are o singură sau două perechi de haine. Copiii lui muncesc, nu pe banii lui Tătuțu. Și omul acesta a înființat The Atlantic Philanthropy, filantropia Atlanticului, în care a tras pe Rick Warren, dacă ți-auzi de numele lui, și alții mari, mi se pare și Bill Gates amărâtul, deci toți au intrat pentru că au spus, într-adevăr, este treabă tare, hai să facem o chestiune. Odată cu falimentarea lui, autofalimentarea lui, acest filantrop, Atlantic Philanthropics s-a închis, s-a desființat, deci s-a oprit. Și omul știe ce spune? E mai bine, zice, să dai cât ești viu decât să dai după ce ai murit. Nu-i frumos? Omul ăsta măcar a lăsat ceva în urmă, a trăit pentru ceva. N-a trăit cum bietul Dorel zice, tu nu ți-ai irosit viața. Practic, pentru ce a trăit? Chiar dacă zici, uite, am copii. Apropo, copiii nu s-ai tăi. Cum se fac mari, sunt ai altuia. Da, curând. Și viața lor e viața lor, nu va mai fi viața ta. Ombilicul lor a fost tăiat, de acum sunt pe picioarele lor. Noi suntem o familie fericită, slavă lui Dumnezeu. Ce conflict între generații? Nu există așa ceva, sunt prostii. Unde iubire și înțelegere și respect, nu poate exista conflict. Băiatul meu locuiește la 2 ore distanță de mine. Aș fi vrut să fie permanent cu mine, nu mai stă. Ne vedem o dată la o lună, la două, la trei. Nu mai e al meu, e al nevestii, al copiilor. Pentru ce trăiești? Și mă uitam la ce copii frumoși sunt, drăguți, mici, părinții în jurul lor, îi țin de mână, îi cresc pentru ideologia de gen, pentru LGBT, pentru ce îi cresc? Pentru că odată ce devin mai mari, nu le mai trebuie părinți. S-au desprins. Și atunci, dacă nu pentru copii, pentru ce trăiești? Care e scopul tău? Ceasul spune că e 9 fără 10. Vreau să mai citesc puțin. Nu mult. Luca 13. De la versetul 6. Și Iisus a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el. Iar apare cuvântul rod. Cuvântul de care ne poticnim. Sau de care Hristos se poticnește. Pentru că dacă nu-ți justifici viața cu un scop, atunci înseamnă că ai făcut umbră pământului degeaba.
A venit să caute rod în el. Ioane, rodul tău. Doamne, să știi că am avut mult de muncă să-mi țin familie. Bun, e de acord, dar care e roada ta? Și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce se mai cuprinde pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur. Am să-i pun cu noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Pilda aceasta a spus-o în ultimul an de slujire, Mântuitorul. Și cu 6 zile înainte, 5 înainte de răstignire, când cobora dealul muntele Măslinilor, a blestemat smochinul. Exact un an. Iar smochinul acesta, că nu era vremea smochinelor, adică a mântuirii, a Evangheliei pentru toate neamurile, doar ăsta, Israelul avea, era vremea lui. Nu era vremea smochinelor, dar vremea lui era. Că avea frunze, dar alte n-avea frunze. Un an de zile a mai trecut și smochinul s-a uscat. Dragii mei, dacă Dumnezeu a vrut să vină aici, și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fiu cu dumneavoastră. Măcar să fiu un fel de macaz pentru ce trăiești. Întrebarea asta, de asta nu scăpăm, pentru că sunt 3 destine. Destinul celui care nu rămâne în el, e tăiat și se usucă. Destinul celui care rămâne în el, dar n-aduce rod. Și al treilea, pe care vi-l doresc și dumneavoastră și mie, să trăim cu un rost pentru Hristos, celui care aduce rod. Mâine o să discutăm mai mult cum putem aduce rod. Că acum să mă sui pe un butoi la o răscruce de drumuri, mă ia poliția, mă duci la psihiatrie, nu mai e vremea secolului XIX. Dar există atâtea căi și o să vedeți că sunt la îndemâna dumneavoastră și a mea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.